De 96 de ani, la Iași, ora exactă este dată de ceasul din turnul Palatului Culturii. Nu există om care să fi trecut prin inima Moldovei și să nu știe impozanta clădire. Ce nu știu însă vizitatorii e că de aproape jumătate de secol, ceasul e în grija unui singur om. Uitiți! Ion Cristea ne poftește ca la el acasă în turnul cu ceas al Palatului Culturii din Iași. De aproape jumătate de veac, aici își petrece cea mai mare parte a timpului, iar ceasul de care are atâta grijă i-a devenit copil de suflet. Înainte un pic de primul cutremur m-am angajat aici și am avut grijă de ceas. Am stat tot timpul ăsta cu el. El bate sferturile de oră și ora. Este o mașinărie care merge zi și noapte. O mașinărie pe care, din păcate, doar el mai știe să o îngrijească. De altfel, ăsta e și cel mai mare regret al lui Ion Cristea. Nu are pe mâinile cui să lase bijuteria pe care o îngrijește de o viață. Am încercat să lase aici niște urmași. Au venit două, trei luni și când au văzut ce e vorba, au rupt-o la fugă. Întregul sistem al ceasului din turnul Palatului Culturii din Iași se întinde pe trei etaje. Asta înseamnă că are o lungime de aproape 25 de metri. Cântărește câteva tone și are sute de piese. Și de tot acest sistem se ocupă o singură persoană. La fiecare oră fixă, cele 8 clopote ale ceasului cântă Hora Unirii. La fiecare oră fixă și de fiecare dată când vrea Ion Cristea. Ceasul a fost instalat în turn la comanda arhitectului Ion Berindei, fiind adus tocmai din Germania. Autoritățile vremii voiau să-i dea clădirii, pe atunci Palatul Administrativ și de Justiție, o încărcătură istorică. Melodia ceasului se putea auzi de la 2 km distanță. Astăzi, internetul face ca ora exactă de la Iași să se audă în toată lumea. Ora Unirii poate fi accesată în Canada, în Statele Unite, la Vladivostok, la Chișinău, oriunde în lume, Ora Unirii. Așa este dispozitivul, vedeți? Orologiul, specific mai degrabă catedralelor catolice din vestul Europei, e o raritate în România. Acolo o urmă, uite, o urmă de la o schejă din al doilea război mondial. Dumneavoastră dați ora exactă, Ion. Da, da, aproape. Absolvent al Facultății de Limba Română și Istorie, Ion Cristea a devenit expert restaurator în mecanică fină și orologie din pasiune. E unul dintre puținii și ultimii din țară. Este un ajutor neprețuit pe care colegul nostru ne-l furnizează. Ceasul este într-adevăr o raritate. Mecanismul în sine cu carion este destul de rar întâlnit în România. E ceva deosebit. Măsoară timpul. Timpul